În viziunea lui Petre Răileanu, Marele Brâncuș a fost un inovator, iar legătura lui cu mișcarea Dada începe mai devreme de anul 1920. Cunoscutul exeget a vorbit și despre prietenia lui Brâncuș cu Marcel Duchamp și Dada Globa lui Tristan Tzara, numele unui proiect prin care mișcarea artistică își propusese să reunească într-un volum 200 de contribuții artistice și literare și care, 100 de ani mai târziu, a fost materializat de Muzeul de Artă din Zurich. Istoria lui cu Dada începe, aș fi zis că începe în 1920, începe mai înainte, pentru că Brâncuș, ca orice artist care are această forță de a renova arta în care se exprimă, mijloacele de expresie pe care le utilizează, a fost, ca și Marcel Duchamp, marele lui prieten, ca și alții, a fost poate dadaist sau, dacă vreți, inovator înainte de inventarea mișcării Dada. Petre Răileanu are un doctorat cu celebrul Ali Behar, specialistul numărul 1 în avantgardă și românească și europeană și președintele Centrului de Studiu asupra Realismului de la Paris, director al revistei Melusine. Volumul lui Petre Răileanu, Dada în direct, este bazat pe documente și mărturii directe ale principalilor protagoniști ai mișcării, lansat în 1916 la Zurich. Petre Răileanu este cercetător independent și eseist. Cărțile apărute în Franța și România abordează problematica zonelor de interferență dintre cele două culturi. Este membru al Uniunii Scriitorilor din România și al Societei de Gen de Lettres din Paris.